Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Pacea să fie cu voi. Aceștia sunt sfinții care, trăind în trup, au dat rodnicie bisericii cu sângele lor. Ei au băut paharul Domnului și au ajuns prietenii lui Dumnezeu. Doamne, la cine vom merge? Tu ai cuvintele vieții veșnice, a declarat Sfântul Petru. Cine ne va despărți pe noi de dragostea lui Dumnezeu, a declarat apostolul Paul. Pe acești doi cârvomnici ai bisericii noastre, stâlpi ai bisericii noastre, este construită întreaga noastră biserică pe care Iisus a voit să o fondeze pe Petru, fundamentul bisericii. Ne bucurăm în această seară, având această încredere că El ne va însoți și pe noi, ne bucurăm să-i aducem și noi rugăciunea noastră, îndreptându-ne spre El. Doamne, la cine să mergem? Tu ai cuvintele vieții veșnice. Ne rugăm așadar în această sărbătoare solemnă a Sfinților Apostoli Petru și Paul, pentru întreaga biserică, pentru Sfântul Părinte Papa, pentru toți episcopii și preoții și pentru tot poporul credincios. Îi cerem iertare Lui pentru toate păcatele noastre, ca să putem celebra cu vrednicie jertfa Sfintei Liturghii. Mărturisesc lui Dumnezeu atotputernic, vouă, fraților, că am păcătuit prea mult cu gândul, cuvântul, cu fapta și omisiunea, din vina mea, din vina mea, din prea mare vina mea. De aceea rog pe Sfântă Mare, Pururea Fecioară, pe toți îngerii și sfinții și pe voi, fraților, ca să vă rugați pentru mine la Domnul Dumnezeu nostru. Să aibă milă de noi atotputernicul Dumnezeu și, iertându-ne păcatele, să ne ducă la viața cea veșnică. Glory.
gloria in excelsis Deo, et in terra pax hominibus bone voluntatis. Bene. Glorificamus te. Astăzi ai umplut de bucurie aleasă și cerească biserica ta, în solemnitatea Sfinților Petru și Paul, de te rugăm harul de a urma în toate învățătura apostolilor, prin care a primit începuturile credinței, prin Domnul nostru Iisus Hristos, Fiul tău, care fiind Dumnezeu împreună cu tine, viețuiește și domnește în unire cu Duhul Sfânt, în toți vecii vecilor. Acum știu într-adevăr că Domnul m-a scăpat din mâinile lui Irod. Citire din Faptele Apostolilor.
În acel timp, Irod a pus mâna pe unii din biserică pentru a le face rău. Astfel l-a ucis cu sabia pe Iacob, fratele lui Ioan. Când a văzut că aceasta este pe placul iudeilor, a decis să-l prindă și pe Petru. Erau atunci zilele azimelor. L-a prins și l-a aruncat în închisoare, încredințându-l la patru grupe, câte patru soldați ca să-l păzească, voind să-l înfățișeze poporului după Paște. Așadar, Petru era păzit în închisoare, dar se făceau neîncetat rugăciuni de către biserică pentru el la Dumnezeu. Dar în noaptea dinaintea zilei în care Irod avea să-l înfățișeze, Petru dormea între doi soldați, legat cu două lanțuri, iar în fața ușii niște străjeri păzeau închisoarea. Și iată că un înger al Domnului a venit la el și o lumină a strălucit în încăpere. Îngerul l-a lovit în coastă pe Petru, l-a trezit și a zis: scoală-te în grabă, iar lanțurile i-au căzut de la mâini. Atunci îngerul i-a spus: încinge-te și leagă-ți sandalele. El a făcut astfel, apoi i-a zis: pune-ți mantia pe umeri și urmează-mă. El a ieșit și l-a urmat, dar nu știa că este adevărat ceea ce făcea îngerul. Credea că are o vedenie. Trecând de la prima strajă și de a doua, au ajuns la poarta de fier care ducea în cetate. Aceasta s-a deschis de la sine înaintea lor. Ieșind, au mers pe o stradă și deodată îngerul a plecat de la el. Atunci Petru, venindu-și în fire, a zis: acum știu într-adevăr că Domnul l-a trimis pe îngerul său și m-a scăpat din mâinile lui Irod și de la tot ce aștepta poporul iudeilor. Cuvântul Domnului. Domnul m-a eliberat de orice teamă. Voi binecuvânta pe Domnul în orice timp, lauda Lui va fi fără încetare în gura mea. Să se laude sufletul meu în Domnul, să audă cei umili și să se bucure. Preamăriți-L pe Domnul împreună cu mine, să înălțăm numele Lui împreună. L-am căutat pe Domnul și El mi-a răspuns și m-a eliberat de orice teamă. Priviți la El și veți fi luminați și fețele voastre nu se vor rușina. Acest sărac a strigat și Domnul l-a ascultat și l-a scăpat din toate strâmtorările sale. Cerul Domnului veghează lângă cei ce se tem de El și scapă din primejdie. Gustați și vedeți cât de bun este Domnul, fericit omul care își caută în El refugiu. Oh.
Lectură din scrisoarea a doua a Sfântului Apostol Paul către Timotei. Prea iubitule, eu deja sunt oferit ca jertfă și timpul plecării mele a sosit. Am luptat lupta cea bună, am ajuns la capătul alergării, mi-am păstrat credința. De acum îmi este rezervată coroana dreptății pe care mi-o va da în ziua aceea Domnul, judecătorul cel drept. Și nu numai mie, ci și tuturor acelora care au iubit arătarea Lui. Domnul însă mi-a fost alături și m-a întărit, pentru ca predicarea să se împlinească prin mine și să o audă toate popoarele. Și am fost salvat din gura leului. Domnul mă va salva din orice lucrare rea și mă va mântui pentru împărăția Lui, cea din ceruri. Lui să-i fie glorie în vecii vecilor. Amin. Cuvântul Domnului. Și pe această piatră voi zidi biserica mea, și porțile iadului nu o vor birui. Evanghelia Domnului nostru Iisus Hristos, după Sfântul Matei. În acel timp, venind în părțile Cezarei lui Filip, Iisus i-a întrebat pe discipolii Săi, zicând, cine spun oamenii că este Fiul omului? Ei au spus, unii Ioan Botezătorul, alții Ilie, alții Ieremia sau unul dintre profeți. El le-a spus, dar voi, cine spuneți că sunt? Atunci Simon Petru a luat cuvântul și a zis, Tu ești Hristos, Fiul Dumnezeului cel viu. Iisus, luând cuvântul, a spus, Fericit ești, Simon, fiul lui Iona, căci nu carnea și sângele ți-au revelat aceasta, ci Tatăl meu care este în ceruri. Și eu îți zic,
Tu ești Petru și pe această piatră voi zidi biserica mea și porțile iadului nu o vor birui. Ție îți voi da cheile împărăției cerurilor. Dacă vei lega ceva pe pământ, va fi legat și în ceruri. Iar dacă vei dezlega ceva pe pământ, va fi dezlegat și în ceruri. Cuvântul Domnului. Preasfințite Episcop Petru, dragi confrați într-o preoție, iubiți credincioși. Sărbătoarea de astăzi este împărțită de doi apostoli, Petru și Paul. Două coloane pe care se sprijină biserica și sărbătorim nu pentru a-i aplauda, pentru că deja ei sunt în împărăția cerului, dar suntem astăzi aici în biserică și toți cei care astăzi au pășit pragurile bisericilor au mers să se întărească în credință. Pentru că cei doi apostoli, Petru și Paul, sunt pentru noi exemple de credință, de fidelitate, de iubire față de biserică și față de Dumnezeu. Aș vrea să punctez două aspecte din viețile acestor doi apostoli. Cine erau Petru și Paul și de ce au ajuns amândoi la Roma? Despre Sfântul Petru știm că era pescar de meserie, o meserie destul de aspră care nu lăsa loc pentru alte activități. Petru era de un caracter impulsiv și nu era sfânt atunci când a fost chemat de Iisus Hristos. A fost dintre cei din tâi care a fost ales și chemat să-L urmeze pe Mântuitorul. Pentru că chemarea pe care i-a adresat-o Iisus nu se adresa unui sfânt, ci, așa cum știm din Sfânta Scriptură, Dumnezeu își îndreaptă mereu privirea spre cei umili, spre cei simpli. Și așa l-a îndrăgit pe Petru și Iisus l-a chemat să fie apostol. Mai mult, așa cum am auzit în Evanghelie, va face temelie a bisericii. Ție îți voi da cheile împărăției cerurilor. Tu ești Petru și pe această biserică și pe această piatră voi zidi biserica mea. Petru își deschide inima la chemarea Mântuitorului. El, spuneam că era impulsiv, era de un caracter foarte energic, dar instabil, pentru că știm cât de mult îi plăcea să stea în preajma Mântuitorului, dar știm și de lașitatea lui în seara patimilor, atunci când se leapădă de teama unei slujnice, se leapădă de învățătorul său. Și cu toate acestea, Iisus îl cheamă, îl iubește. Cine era Paul? Paul era un fanatic, era un persecutor al bisericii. A fost surprins tocmai atunci când el se îndrepta spre Damasc pentru a-i prinde pe creștini și pentru a-i persecuta. Și ajunge o străfulgerare, un moment în care îi apare Iisus pe calea Damascului cu acea întrebare care l-a făcut să se întoarcă total
să-și întoarcă total planurile. Saule, Saule, de ce mă persecuți? Și din acel moment, Paul nu a mai fost unul care persecuta pe creștini, ci devine un pasionat predicator al Evangheliei. Dacă în cazul lui Petru nu a fost vorba de o abandonare sau de luptă împotriva celor care îl urmau pe Hristos, în cazul lui Paul, situația este mult mai complexă. El devine un apostol care își va da viața pentru credință, va suferi mult. Faptele apostolilor ne relatează că a fost bătut, a fost bătut cu pietre, biciuit, închis, dar toate acestea le-a suportat ca un răspuns pentru a repara acele momente în care el îi persecuta pe creștini. A voit să arate că acea perioadă de persecuție, de împotrivire în fața adevărului, a fost o etapă închisă și de aceea el se dedică acestei misiuni de a vesti Evanghelia. Ajunge într-acolo cu această pasiune încât face acea întrebare fundamentală: cine ne va despărți de dragostea lui Hristos? Oare necazul, oare lipsa de îmbrăcăminte, oare foametea și așa mai departe? Și el declară: absolut nimic nu poate să mă despartă de dragostea lui Hristos. Cu această convingere că nimic și nimic nu poate să-l despartă de Hristos, el se dedică evangelizării. De aceea el este apostolul în care identificăm chemarea la o misiune, misiunea de evangelizare a popoarelor păgâne. Pe când, în cazul lui Petru, putem să accentuăm mai mult apostolul care asigură unitatea bisericii. Tu ești Petru și pe această piatră voi zidi biserica mea, i-a spus Iisus. Cum au ajuns acești doi apostoli la Roma sau ce au voit să facă la Roma? Paul, atunci când era în închisoare la Ierusalim, are o vedenie, îi apare Iisus și spune: Saule, Paul, curaj! Așa cum ai dat mărturie de mine, despre mine, aici la Ierusalim, va trebui să dai mărturie despre mine și la Roma. Și așa începe aventura lui Paul, care se îndreaptă spre Roma. Acolo, de fapt, era idealul său, pentru că, fiind un apostol deschis pentru a vesti Evanghelia popoarelor păgâne, a intuit foarte bine că Imperiul Roman și mai ales cetatea Romei avea nevoie de un evangelizator. Și astfel ajunge, după mai multe peripeții, ajunge în capitala Imperiului Roman. Și acolo va avea parte de multe suferințe, dar totdeauna a rămas fidel. Nu a trădat pentru nicio clipă idealul său de a vorbi tuturor despre Hristos. Așa încât îi scrie cu atâta duioșie parcă lui Timotei: am luptat lupta cea bună, drumul meu s-a sfârșit, nu aștept acum altceva decât coroana învingătorului. A rămas fidel și a făcut atât de mult bine, pentru că s-a dezlănțuit persecuția lui Nero, a fost prins în acele evenimente și a plătit scump și a vărsat sângele pentru credință. Și astfel Roma, locul unde el a fost, unde a evangelizat și unde a fost ucis pentru cauza Evangheliei, îl consideră ca un fundament, ca un stâlp al bisericii. Și Petru a avut o întâmplare deosebită prin care descoperă că misiunea sa nu era numai să predice iudeilor, evreilor, dar să ajungă și el la Roma. Se afla la Cezarea și acolo are o viziune. Intră în casa unui centurion, un soldat roman, și botează toată casa. Și în acel moment înțelege că Evanghelia nu este numai pentru poporul ales, dar Evanghelia trebuie să ajungă la toți oamenii, pentru că Dumnezeu nu face
preferințe, nu are preferințe pentru oameni de anumite popoare, de anumite culturi, de anumite tradiții. Dumnezeu este Dumnezeul tuturor și pe toți îi cheamă să la mântuire. Și astfel, din acest moment, Petru înțelege că trebuie să meargă și el la toate popoarele și ajunge la Roma, acolo unde își va da și el viața pentru Hristos. Apostolul Petru însă a avut o misiune deosebită și chiar dacă Iisus i-a încredințat cheile împărăției cerurilor, Petru a rămas același cu fragilitatea sa, cu slăbiciunea sa. Și iată un moment când s-a declanșat persecuția lui Nero, spune o scriere apocrifă, Faptele lui Petru, o lucrare care este citată și de Tertulian, de Origene și de Sfântul Ambroziu, că Petru, văzând persecuția care s-a declanșat la Roma, a voit să fugă și pe când pleca din Roma, s-a întâlnit cu Iisus Hristos. Probabil a îngenunchiat și a cerut să fie întărit pentru acele momente, dar în același timp l-a întrebat pe Iisus, încotro, Doamne, Vovadis, Domine, este celebrul roman pe care îl știm, încotro te duci? Și i-ar fi răspuns Iisus lui Petru, mă duc la Roma ca să fiu răstignit a doua oară. Petru a înțeles lecția și s-a întors la Roma, unde, într-adevăr, a avut curajul să rămână și astfel și-a dat viața pentru a-L mărturisi pe Hristos. Astfel, cei doi apostoli sunt venerați la Roma ca stâlpi, ca și coloane ai bisericii și astăzi, dacă privirile noastre se îndreaptă spre Roma, pe Sfântul Părinte Papa, înțelegem de ce facem acest lucru. Petru, capul apostolilor, și-a dat viața la Roma pentru credință. A voit să predice acolo pentru a-i strânge pe toți, ca toți să fie una, așa cum Hristos s-a rugat pentru ei la cina de taină. Și Paul, care a înțeles că Evanghelia este pentru toți, este venerat într-un mod deosebit la Roma și are o bazilică dedicată cinstirii sale. Ce învățăm noi de la cei doi apostoli? Învățăm că trebuie să avem o credință puternică, plină de curaj. Credința este frumoasă, dar trebuie să fie o credință adevărată, o credință solidă, o credință puternică, care nu se zdruncină la nicio încercare. Nu știu dacă uneori poate ne-am fi pus întrebarea sau să ne punem întrebarea, dacă noi suntem creștini, spunem că avem credință, dacă s-ar declanșa o persecuție, dacă am avea de suferit, am avea curajul să credem mai departe, să ne mărturisim apartenența la biserică, să-L recunoaștem cu adevărat pe Hristos, cei doi apostoli sunt o încurajare pentru noi. Ne învață că, dincolo de suferințe, de persecuții care au fost în biserică și probabil vor mai fi, nimic, absolut nimic, nu trebuie să ne despartă de iubirea lui Hristos. Credința noastră trebuie să fie poate mai calificată, să fie o credință fidelă, adică o credință nu numai pentru că am fost botezați sau facem parte din biserică, dar o credință care ne determină și ne face ca în orice moment să dăm mărturie, chiar cu prețul vieții noastre. Și atunci, într-adevăr, înțelegem de ce avem nevoie de încurajarea Sfinților, de ce cei doi apostoli de astăzi ne pot da curaj pentru, ca și noi, dincolo de lipsurile noastre, de trădările noastre, totuși să înțelegem că Dumnezeu își fixează privirea asupra noastră și ne cheamă la o misiune, misiunea de a face parte din biserică și de a asculta de Cel care a fost pus păstor suprem al bisericii. Petru a fost cel dintâi papă. El a fost chemat să asigure unitatea apostolilor, a grupului de apostoli, dar și a bisericii.
astăzi îl avem pe Papa de la Roma, pe Sfântul Părinte Papa Francisc, succesor al Apostolului Petru, și el ne cheamă la unitate, să simțim că facem parte dintr-o biserică ce mărturisește aceeași credință. Iar Apostolul Paul, care s-a arătat un curajos predicator al Evangheliei, ne îndeamnă și pe noi să fim totdeauna la înălțimea chemării noastre. Chiar dacă am avut poate momente mai întunecate în viață și putem asemăna aceste momente poate cu acest comportament al lui Paul înainte de convertire, totuși Dumnezeu ne iubește, ne cheamă și ne încredințează o misiune, și avem misiunea aceea de a vesti tuturor, prin viața noastră, prin faptele noastre, prin exemplul nostru, Evanghelia. Doi apostoli pe care îi sărbătorim, diferiți prin caracter, prin cultură, prin vocație, dar aceeași pasiune, iubirea înfocată față de Dumnezeu, față de Hristos, față de Evanghelie. Iată ce trebuie să învățăm în diversitatea noastră, în diversitatea noastră de formare, de cultură, de apartenență. Toți trebuie să fim cuceriți de aceeași iubire și să facem aceeași mărturisire. Tu ești Hristos, Fiul lui Dumnezeu cel viu. Amin. Celor prea iubiți, celebrând astăzi credința celor doi apostoli, Petru și Paul, credința întregii biserici, așa cum ne-a îndemnat și Preasfințitul la predică, să ne angajăm și noi de a fi prin viața noastră cum ne cheamă El și cum ne cheamă El cu adevărat mărturisitorii aceeași credință. De aceea, împreună astăzi, o reînnoim din toată inima, spunând: cred într-unul Dumnezeu, Tatăl Atotputernicul, Creatorul Cerului și al Pământului, al tuturor văzutelor și nevăzutelor. Cred într-unul Domn, Iisus Hristos, Fiului Dumnezeu, unul născut, care din Tatăl s-a născut. Dumnezeu din Dumnezeu, lumină din lumină, Dumnezeu adevărat, din Dumnezeu adevărat, născut iar nu creia, de o fiind pentru noi sub conjura, a pătimit și s-a îngropat, a înviat a treia zi după Scripturi și s-a suit la cer, șade de dreapta Tatălui, iarăși va veni cu mare, să-i judece pe cei vii și pe cei morți, a cărui împărăție nu va avea sfârșit. Cred în Duhul Sfânt, Domnul și de viață care de la Tatăl și de la Fiul Purcer, care împreună cu Tatăl și cu Fiul este adorat și preamărit și a grăit prin proroc. Cred într-una sfântă, catolică și apostolică biserică, mărturisesc un botez spre iertarea
prea celor prea iubiți, Hristos l-a făcut pe Simon Pescar o piatră de temelie a bisericii, iar pe Saul l-a transformat cu arul său în Paul, marele apostol al neamurilor păgâne. Împreună cu cei doi apostoli, să ne rugăm acum lui Hristos pentru Biserica sa sfântă, a care menire este de a-i duce la mântuire pe toți oamenii. Doamne Iisuse Hristoase, Fiul Dumnezeului Celui Viu, ajută-L pe urmașul lui Petru, Sfântul nostru Părinte, Papa Francisc, să-i călăuzească pe oameni la trăirea credinței apostolice. Te rugăm, ascultă-ne! Păstrează-i pe toți episcopii în unire cu urmașul Sfântului Petru și binecuvântează-le activitatea. Te rugăm, ascultă-ne! Ajută-i pe cei care au funcții de conducere să-și îndrepte toate eforturile spre binele comunității. Te rugăm! Adu-i pe toți oamenii la credința vestită de apostoli. Te rugăm, ascultă-ne! Ajută-ne pe noi înșine să ne călăuzim viața după învățătura și exemplul Sfinților Apostoli Petru și Paul. Te rugăm, ascultă-ne! Dă-ne harul ca prin trăirea adâncă a vieții creștine să devenim și noi înșini apostoli ai lui Hristos. Te rugăm, ascultă-ne! Doamne Dumnezeul nostru, în sărbătoarea Sfinților Apostoli Petru și Paul, ne-am timp că munca, jertfele și suferințele lor i-au dus la o slavă și fericire negrăită. Ajută-ne și pe noi să lucrăm cu toată dăruirea pentru împărăția Ta, ca să primim cununa răsplății pregătite celor care Te iubesc. Prin Hristos, Domnul nostru.
Rugați-vă, fraților, pentru ca jertfa mea și a voastră să-i fie plăcută lui Dumnezeu, Tatăl Atotputernicul. Rugăciunea apostolilor să însoțească, Doamne, darurile pe care le aducem spre sfințire înaintea Ta și să ne păstreze strâns uniți cu Tine în celebrarea acestei jertfe, prin Hristos Domnul nostru. Amin. Domnul să fie cu voi. Și drepte cuvință și mântuitor lucru este să-ți aducem mulțumiri pururea și în tot locul. Ție, Doamne, Părinte Sfânt, Atotputernic, veșnic, Dumnezeu, prin Domnul nostru Iisus Hristos. Petru a fost cel dintâi care a mărturisit credința în Hristos și adresându-se fiilor lui Israel, a alcătuit prima comunitate creștină. Paul a pus în lumină misterul mântuirii și a predicat Evanghelia popoarelor păgâne. Amândoi apostoli au muncit, fiecare cu darul primit, ca să strângă la un loc unica familie a lui Hristos. Iar acum uniți în aceeași mărire în ceruri, primesc pe pământ din partea poporului creștin aceleași laude. De aceea cu îngerii și arhanghelii și cu toți sfinții cântăm imnul măririi Tale, zicând fără încetare. Sanctus, 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 Dominus,
Sfânt ești cu adevărat, Doamne, și pe bună dreptate te laudă toată făptura, căci prin Fiul Tău, Domnul nostru, Iisus Hristos, și prin lucrarea Duhului Sfânt, îl sublețești și sfințești întregul univers și fără încetare aduni poporul Tău, pentru ca de la răsăritul soarelui până la apus să-i se aducă numelui Tău jertfă curată. De aceea, Doamne, te rugăm cu milință să sfințești prin Duhul Tău darurile pe care ți le oferim, pentru ca ele să devină trupul și sângele Fiului Tău, Domnul nostru Iisus Hristos, din a cărui poruncă celebrăm aceste taine, căci El în noaptea în care era vândut a luat pâinea și mulțumindu-ți, a binecuvântat-o, a frânt-o și a dat-o ucenicilor săi, zicând: luați și mâncați din aceasta toți, acesta este trupul meu, care se jertfește pentru voi. De asemenea, după cină, luând potirul și mulțumindu-ți, l-a binecuvântat și l-a dat ucenicilor săi, zicând: luați și beți din acesta toți. Acesta este potirul sângelui meu, al noului și veșnicului legământ, care pentru voi și pentru mulți se varsă spre iertarea păcatelor. Faceți aceasta în amintirea mea. Misterul credinței. Celebrând așadar, Doamne, pătimirea aducătoare de mântuirea Fiului Tău, precum și minunata Lui înviere din morți și înălțare la cer, și așteptând a doua Lui venire, să oferim cu mulțumire această jertfă vie și sfântă. Te rugăm, privește cu bunătate la darul bisericii tale și, recunoscând în el jertfa prin care ne-ai împăcat cu tine, dă-ne nouă celor care ne hrănim trupul și sângele Fiului Tău caru, ca din plinătatea Duhului Sfânt să devenim un singur trup și un singur suflet în Hristos. Duhul Sfânt să facă din noi un prinos veșnic, ca să dobândim moștenirea cerească împreună cu aleșii tăi. Mai întâi cu preafericita Fecioară Născătoare de Dumnezeu Maria, cu Sfântul Iosif soțul ei, cu Sfinții Apostol Petru și Paul, toți fericiți apostoli și slăviții martiri, și cu toți Sfinții prin a căror mijlocire sperăm să fim întotdeauna ajutați de Tine. Te rugăm, Doamne, ca această jertfă a împăcării noastre să fie spre pacea și mântuirea lumii întregi. Binevoiește a întări în credință și dragoste biserica ta peregrină pe acest pământ, împreună cu slujitorii tăi, Papa nostru Francis și episcopul nostru Petru, cu episcopul auxiliar Aurel, cu toți episcopii, cu întregul cler și cu tot poporul pe care ți l-a dobândit Fiul Tău. Ascultă, Doamne, cu îndurare rugăciunile acestei familii pe care ai adunat-o în fața Ta. Întoarce la Tine, Părinte milostiv, și pe toți fiii Tăi risipiți pretutindeni. Pe frații noștri răposați și pe toți drepții care au trecut din această lume, primește-i cu bunătate în împărăția Ta cerească, unde nădăjduim să ne bucurăm și noi de apururi de mărirea Ta împreună cu ei, prin Hristos, Domnul nostru, prin care Tu dăruiești lumii tot binele. Prin Hristos, cu Hristos și în Hristos, ție, Dumnezeu, Tatăl atotputernic, toată cinstea și mărirea
veșnicilor. Amin. Îndemnește porunca Mântuitorului și povățuiți de învățătura sa dumnezeiască, îndrăznimea spune: Tatăl nostru, care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, fie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea de toate zilele, dă-ne nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, și ne mântuiește de cel rău. Mântuiește-ne, te rugăm, Doamne, de toate relele și binevoiește a da pace în zilele noastre, pentru că ajutați de milostivirea Ta să fim pururea liberi de păcat și ferici de orice tulburare, așteptând speranța fericită și venirea Mântuitorului nostru, Iisus Hristos. Doamne Iisuse Hristoase, care le-ai zis apostolilor Tăi, pace vă las vouă, pace mea o dau vouă, nu privi la păcatele noastre, ci la credința bisericii Tale, binevoiește-i dărui pacea și unirea după voința Ta, care viețuiești, domnești în vecii vecilor. Amin. Pacea Domnului să fie pururea cu voi. Dăruiți-vă pacea. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, Agnus Dei. Lui Dumnezeu, iată-L pe acela care ia asupra sa păcatele lumii. Tu ești Hristos, Fiul lui Dumnezeu cel viu, care ai venit în lume. Doamne, nu sunt vrednic să intru, dar spune numai un cuvânt și se va tămădui sufletul meu. Pange lingua gloriosi, corporis mysterium, sanguinisque preciosi, que mi mundi precium, fructus
sus ventris generosi, rex effulit Christine.
Să ne rugăm. Dă-ne, te rugăm, Doamne, harul cântării de această taină, să trăim astfel în biserică, încât, stăruind în frângerea pâinii și în învățătura apostolilor, să fim o singură inimă și un singur suflet, întemeiați în iubirea Ta, prin Hristos Domnul nostru. Un anunț, mâine seară, la ora 18:30, se va celebra aici, în catedrală, o liturghie specială pentru bolnavi și pentru lucrătorii sanitari. Este o hotărâre luată pentru a mobiliza cât mai multă lume pentru a fi solidar cu cei bolnavi. Preasfințite Părinte Episcop Petru, sărbătoarea de astăzi ne procură mai multe bucurii. Este sărbătoarea Sfinților Petru și Paul, este și în atenția noastră Sfântul Părinte Papa de la Roma, dar sunteți și preasfinția voastră, pentru că purtați numele celui din tâi dintre apostoli, Petru, și în apropierea acestei sărbători ați avut și ziua aniversară, pentru a nu spune și de faptul că pe 27 iunie s-au împlinit 133 de ani de când a luat naștere dieceza noastră. Mai multe bucurii puse la oaltă împreună și iată ne adunați mai mulți preoți în jurul preasfinției voastre, cu dumneavoastră iubiți credincioși, și vrem să vă dorim multă sănătate, mult har și belșug de har de la Iisus, Păstorul cel Bun, care v-a rânduit ca să fiți în fruntea acestei dieceze, și rugăm pe Sfinții Apostol Petru și Paul să mirlocească mai departe putere de muncă și mai ales acea mărturie pe care noi o admirăm la cei doi apostoli, o mărturie pentru a crea unitatea bisericii, unitatea diecezii noastre. Din toată inima, în numele tuturor preoților și a credincioșilor, vă spunem la mulți ani! Pentru acest cuvânt. Mulțumesc, dragi colegi, care ați participat la această Sfântă Liturghie și ea jubiliară. Aici, iubiți părinți concelebranți, vă mulțumim pentru participare și rugăciune. Dar mai ales vreau să exprim un cuvânt de prețuire și mulțumire pentru toți cei care s-au rugat și se roagă și în această seară la Sfânta Liturghie. Și mulțumirea noastră se îndreaptă și spre cei care sunt în comuniune cu noi din întreaga noastră dioceză. Aici sunt doar câțiva reprezentanți. Ei sunt uniți cu noi prin intermediul internetului sau cei care sunt departe și se simt acasă când urmăresc celebrările noastre. Le mulțumesc celor din cor care s-au străduit să facă această sărbătoare demnă de apostolii Petru și Paul. Și sigur că vreau să închei cu un cuvânt. Ori de câte ori
Sfântul Părinte, Papa Francisc, care e un așa de mare păstor al bisericii noastre, se întâlnește cu credincioșii, și la urmă le spune să nu uitați să vă rugați pentru mine. El simte această nevoie și această forță. Același lucru dorim să spunem și noi, episcopi și preoți, să nu uitați să vă rugați pentru noi. Și noi ne rugăm pentru dumneavoastră. Și le urăm, dorim tuturor celor care au avut astăzi aici un jubileu al Sfințirii Preoțești sau a portării numelui, sunt și preoți care poartă numele de Petru și Paul, și tuturor celor care poartă numele aici în biserică sau în comuniune cu noi, același nume, Petru, Paul, Petrina, Paula, tuturor le dorim din inimă de la Domnul, prin mijlocirea Sfinților Apostol Petru și Paul, binecuvântare, pe care o implorăm acum la urmă, ca o mulțumire pentru toți cei care ați ținut să vă întindeți mâinile spre ceruri în rugăciune cu noi. Domnul să fie cu voi! Să fie numele Domnului binecuvântat. Ajutorul nostru este în numele Domnului. Benedicat vos omnipotens Deus Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus. Amen. Liturghia s-a sfârșit, mergeți în pace.